De exemplu, expoziția cele în care artiștii folosesc animale, doi pinturi care stau față în față, o pușcă sau acum câțiva ani, crimele care pot lăsa să moară. Da. Bun. Sunt artiști care vor să șocheze prin orice fac. Ce ne puteți spune despre ei sau cum să spun eu? Bun, eu personal, bun, le înțeleg toate chestii, dar nu sunt de acord cu el. Mai e un pic mai complex, adică pe de-o parte ai dreptate, unele sunt plățate și sunt făcute intenționat ca scandal sau apropie tipologia de artist troublemaker, știi? În alte cazuri să știi că vine după, nu e așa, vine după o întreagă carieră sau lucrări, deci nu e ceva... De exemplu, artistul care a lăsat bine să moară, nu l-a lăsat să moară. A scris acolo, nu-i dați de mâncare și nu-i albat. Deci nu-i albat ce vedeți, ceilalți. Deci el a adresat acolo, cum reacționează, l-au lăsat și-au murit. Apropo, și ăla era din, cred că era din Uruguay, dintre, nu știu ce, bătării se dădeau. Dar eu îți dau un exemplu, adică sunt și pentru ce spui, deci am fost romant pentru niște exagerări, s-au închis niște lucrări și foarte bine am făcut. Deci au salvat animalele. Dar eu îți dau un exemplu, era un artist cred că japonez, erau niște casete de plastic, nu știu câte țări sunt în lumea asta, câte steagă, casetele astea erau pline cu bomboane colorate care făceau steagul de lume, da? Erau groase. Și între ele erau niște tuburi transparente și bătați o colonie de furnici, adică care au amestecat ziarele, că erau viruță roșinici acolo, s-au amestecat acolo, era proteste. I-au închis cu lucrarea omului și îți zicea, le-a stat fericit, au recina o hădeală. Adică depinde cum vrei să te uiți. Deci pe de-o parte, da, sunt artiști care riscă și fac cred că foarte serviciu. La fel cum într-o lume să plecă în teatru, nu trebuie să fii menit tot timpul. Nu trebuie să țin tot timpul. Adică, dacă vrei ca acel lucru sistemul doar să mai aibă pe o dată, trebuie să-l folosești mai rapid. Asta o dată. Deci trebuie să văd lucrarea de care spui și putem să discutăm de marginea ei. Doamnele e destul de clar că e făcut-o autonom. La altele, s-ar putea să fie rodul unei întregi experiențe. De exemplu, mai știu eu mai când am fost în această expoziție. În Valea Jiului din Germania, statul german a alocat tone de bani și toate halele și spațiile gigantice sau priminericul în Valea, au devenit spații culturale. Una din cocărețelor care era un fel de fabrică de cox, era la suprafață, enormă, o clădire enormă, care au segmentat-o în 6 etaje de mental și s-au devenit sot de expoziție. Unul din etajele era a fost folosit într-o artistă de origine turcă din Berlin, care pentru proiectul respectiv a adus doi tigri vii. Și doar s-a creat un habitat în spațiile și se plimbau, trăiau acolo. Și exista un singur balcon unde trebuie să-i vezi. Protest, animale se liberează. Ei avea acolo, de exemplu, mult mai mult spațiu decât aveau terminat zoologile de unde am fost aduși, să spun. Dar oamenii au avut o sensibilitate și până la urmă curatorii și organizatorii au dat dreptate oameni și au trebuit să închidă proiectul respectiv, cred că vreo două luni. Da, dar spun asta de ce? Pentru că, bun, deci artistul e și expert în comunicare. Nu? Și atunci, chiar dacă folosește ceva tragic sau șocant, întotdeauna va găsi și o justificare. Deci în caz că de Ivrea ce faci, zice, o, e stai ca un pic... Păi și tot Ivrea a găsit pentru invadarea actului. Mă scuzați, adică... Gândiți-vă ce justificări sunt pentru un pic acum. Cum e The Little Rocket Man. Justificări, The Little Rocket Man, mă enervează foarte tare. Vreau să-i primi niște momente. Și adică sunt asta. E adevărat ce spui, dar să știi că lumea asta acolo să nu credeți că urmei cretină, niște proști care să nu mă un aparat de întreg de teorie și critică, de instituții, de o clasă întreagă care reacționează la lucrurile astea, știi? De
Deci nu oricine face ce vrea și spune că a făcut ce vrea el. Și toată lumea nu crede. Știi? Adică există un fel de feedback, există oameni care au toată viața băgată în lucrurile astea și care răspund la ele. Și de multe foarte inteligent. Așa mi se pare mie. Mie mi se pare că ea se coalicează în permanență, știi? Și era pe ala asta, nu are păcărit acum cu calul. Are o piesă de cal. Și că acum dacă faci cu Nicola Oriu, dacă ai băgat un buget de 1 milion de euro, trebuie să fie bună piesa, nu? Deci, nu știu, cu folosirea animalului, da, sunt probleme. Dar și oamenilor, există un artist spaniol foarte interesant, se cheamă Santiago Sierra. Și el are o lucrare care stă în linia și avea niște oameni din Mexic, de diverse înălțimi și a tatuat o linie pe spate care e dreaptă și indiferent ce înălțime e. Deci a angajat prin casting-ul 5 euro. Și teoria zice despre el, despre pornografie. Am zis că teoria e bună. Pornografie. Adică e așa de făcut în asta, că poți să angajești ce vrei, poți să angajești, dar și eu am un critic. Asta s-a îndiară, s-a fost mai mișto, deci Bienala la Veneția, Bienala cea mai celulă din lume, are pavilionul național. Ce mai înseamnă național asta? Deci, pardon, ce înseamnă că eu să reprezint România? Pe care România reprezintă, ca așa spun? Deci ăsta a invitat în pavilion în Spania, nu-i vrei de treaba greu așa, păi, și în spațiu. Deci, să nu puțin. Nu ai să o vin și cum din e liberez un pașaport unde e nebubiștitive, de niște 5 ani și eu sunt. Și te-a făcut când am căzut după slava, au văzut un depozit cu pașapoartea și cu ștanța care poți să aplici. Și atunci am creat povestea asta și era să-mi reaște. Adică se întâmplă lucruri foarte mici, oriți-vă în probleme. De exemplu, se cheamă Fosta Republica, Fosta Republica Iugoslava Macedonia. Singurul loc în lumea sau Iugoslavia există, e în fosta aici, în lumea Grecia, Macedonia lor, nu? Deci sunt lucruri foarte interesante și lumea artiștilor lucrează cu lucrurile astea. Sunt foarte buni. Cei care sunt foarte buni, sunt foarte buni.